Mă numesc Petria Marian, sunt din Craiova, directorul fabricii Popeci de utilaj greu din Craiova. De-a lungul timpului am simțit anumite suferințe, cam de 11 ani, am verificări mai multe de-a lungul timpului, dar n-am avut curajul să fac această intervenție până în momentul în care am auzit de firma Polisano că ar proceda și în alt sistem decât procedeul acela clasic de tăiere cu bisturiu. Am luat legătura pe internet, am venit, am luat o discuție cu domnul doctor Matei, care cred că a fost o simpatie de la prima vedere, m-a convins și am ajuns aici, în urmă cu 4 zile. Ieri am fost operat, iar astăzi, vedeți, sunt în picioare, sunt într-o formă extraordinară. Am făcut programul și de kinoterapie și mă simt foarte bine. Pentru mine sunt deja programat pentru externare, ceea ce este un fapt îmbucurător și pentru mine și pentru familia mea. Vreau să le mulțumesc în mod deosebit domnului doctor Matei, personalului, întregului personal din acest spital, care este ceva de excepție, fiind și nou, are toate dotările corespunzătoare, dar România contează cel mai mult. Am simțit o familie extraordinară. Pentru domnul doctor am o stimă deosebită. Auzind că este simpatizant al Universității Craiova, eu i-am adus un fular de la Universitatea Craiova, dânsul m-a făcut obligat și de acum simpatizant al Hermastandului Sibiu, pe care oricum îl simpatizam pentru că am venit de-a lungul timpului de multe ori la Sibiu, când era Craiova maximă, eram ghid al OJT-ului din Craiova și veneam în toate excursiile, când îi băteam cu plăcere pe Dinamo și toată lumea ne aplauda. Am avut momente plăcute și cu studenții din Craiova, care m-au invitat să le fiu ghidul lor într-o excursie la Păltiniș, când au ieșit în mijlocul străzii și au pus banderolele pe cap, steagurile universității și au început să cânte, iar toată lumea pe stradă i-a aplaudat. Deci am simțit de-a lungul timpului că Sibiu este un partener și un prieten foarte devotat și bun al oltenilor. Iar pentru domnul doctor Matei, cu mare plăcere l-aștept la Universitatea Craiova și eu cu mare plăcere o să vin la Hermastal, la întâlnirile noastre directe, pentru că deja mi-a promis că ne va bătea la Craiova. Nu cred că din primul meci, poate după câțiva ani, când doamna Prodan va deveni mult mai puternică la Sibiu. Am vorbit cu domnul doctor, m-au sunat niște prieteni și ce sunt? Cu mare plăcere pe cine aud și cu încredere. Cu încredere, cu garanția mea totală să vină la Polisano. Se merită. Vă mulțumesc!